Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube PP Plus. În primul rând vreau să mulțumesc la toți cei care s-au înscris la canalul meu, care au apăsat pe clopoțel. În modul ăsta vor fi de fiecare dată anunțați când încarc un nou video. Scopul meu este de a face videotutoriale utile, să creăm o comunitate și ne ajutăm între noi. Da! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Plouă la Roma. Am vrut să încep din nou să filmez al doilea vlog, dar voi filma aceleși chestii care le-am filmat și ieri. Cum m-am trezit. Apropo, să mai beau o gură de cafea. La Roma plouă. A plouat toată noaptea. Plouă și iar plouă. Nu știu când se va termina ploaia asta, sunt două săptămâni bune care plouă. Astăzi suntem în 5, da, astăzi nu mai suntem, chiar dacă încă nu m-am spălat pe față, că de-abia am făcut ochișori, dar suntem în 5. Ieri m-am trezit și am zis că sunt în 5, dar eram în 4. Da, plouă. Afară nu pot să ies să filmez prea multe, voi filma aici în rulotă. Pentru a filma aici în rulotă filmez de asemenea că lucrez la calculator. Da, într-o rulotă, dacă stai și nu te miști, nu ai prea multe chestii interesante decât dacă ai un job online, să poți lucra undeva, să, adică să-ți câștigi existența. Să faci o anumită muncă la calculator, dar în modul ăsta să reușești să mergi înainte, pentru că de altfel cu rulotă, da, într-adevăr este foarte bine să mergi într-o vacanță, da, e foarte bine, nu plătești hotel, ai libertate, pentru că dacă mergi la un hotel, vei fi constrâns să stai la hotelul ăla. Ori și unde merge, trebuie să te întorci la hotelul ăla. Ia auziți, plouă. Da, a plouat cu gheață dimineață. Și m-a trezit când m-a trezit gheața. Da, dacă ai un job sau dacă nu, când mergi în vacanță, este, după cum am spus, foarte bine, pentru că ai o maximă mobilitate. Poți merge să vizitezi mai multe locuri fără să fii constrâns să te întorci mereu în același punct, adică la același hotel și tot așa. Îți permite să te trezești pe malul unui lac, îți permite să te trezești în mijlocul naturii, la poalele munților, poți să dormi în vârful munților, deci poți să dormi în natură dacă o tratezi după o mașină sau dacă ai o autorulotă, mergi cu autorulota direct. Este foarte frumos, pentru că o să zici, bă, cum îmi parchez casa? Hai să o parchez, că soarele mâine dimineață iese de acolo și o să am direct de acolo răsăritul soarelui. Ia auziți ce plouă. Mă doare capul, vă jur, mă doare capul când știu că plouă în halul ăsta. Cred că astăzi, dacă încetează ploaia, vorbesc cu cineva să mă tragă cu BMW-ul de acolo. Să-mi tragă BMW-ul, pentru că în halul ăsta m-a plouat mereu și nu voi mai ieși cu BMW-ul de acolo. Da. Într-adevăr, este frumoasă viața în rulotă, pentru că trăiești într-un minimalism, nu-ți trebuie multe lucruri, nu trebuie să cheltui banii pe multe lucruri. Dacă ai o muncă la calculator, este super. Cu siguranță mulți dintre voi, chiar și eu, când mergem undeva, suntem învățați să cumpărăm, să cumpărăm, o să ne trebuiască, știți cum este românul, să fie acolo. Dar în schimb, în rulotă, în primul rând ai unele depozitate, zici, bă, unele mai pun și pe astea și nu le cumperi. Eu mă uit aici, spațiul este redus. Într-adevăr, ai minim necesar ce trebuie de la viață, minim. Ai bucătărie, ai baie, ai dulap. Mi-am tras o masă șmecher aici pentru a face vloguri, pentru a lucra de la calculator. Sper să mă auziți că plouă. Bă, fratele, așa fac copaci. Serios, dacă nu. Mă uit pe geam.
Da. Am încărcat un video cum cum am găsit rulota. O să vă las aici, cred că sus, un să puteți să intrați. În ce condiții am găsit această rulotă? Dacă va înceta ploaia, voi continua să o restaurez. Se pun o masă decentă aici. Un scaun bun aici, pentru că cam mă doare fundulețul de la... Am pus-o aici ceva, dar e dur. Nu-mi place. Da, să-i refac cât de cât bucătăria. Frigiderul, dacă aș reuși, că este un frigider de la Trio. Adică 12V, gaz și 220. După data de 7 ianuarie aici la Roma, se vor ridica restricțiile din zonă roșie, se va merge în zonă geală, adică galbenă. Și în modul ăsta voi merge la o feramentă, adică la un util de ăsta mare, să cumpăr becuri pe 12V. În modul ăsta voi ripristina astea de aici care sunt în rulotă și voi pune curentul direct prin transformatorul care îl am aici la această rulotă, pentru că rulota este dotată cu un transformator de la 220 la 12. Ok. În restul, spațiul fiind mic, dacă dau drum, am un calorifer de la pe ulei. În 2 minute mi-am luat acum sosetele pe mine. Restul e cald, e bine. Chiar dacă afară este frig, rulota nu este o rulotă recentă, este mai veche, dar oricum se stă bine, se stă chiar foarte bine. Stau și mă gândesc că în viață se poate trăi și cu puțin. Nu numai decât cu luxuri. Stau și mă gândesc că în țară părinții mei au făcut ghita mai casă. 13 pe 17, ceva în genă. 300 și ceva de metri tot cu etaj, parte ceva în genă. Și ce credeți? Știți cum este la român? Face casă mare, dar stă într-o bucătărie lângă casă. Să nu facă mizerie în casă. Da, cam așa era mine. Ghita mai casa, dar nu stă în casă. Și cu siguranță nu numai la mine, la foarte mulți. După ce face ghita mai casanu, ghita mai vilosu, face o chestie lângă acolo, lângă casă, să aibă bucătărie de vară, să fie maică acolo când fac de mâncare, să nu muldăresc în casă. Ceva în genul a făcut și părinții mei. Asta e concepția. Pentru că, într-adevăr, pe timp de iarnă se încălzește ghita mai casă, trebuie o centrală bună de lemn și o jumătate de pădure. După cum auziți și voi, plouă. Plouă, plouă, plouă. Nici la Londra nu plouă așa. Da. Am vorbit chiar acum cu cineva la Londra și a zis că da, e nouărat, dar nu plouă. Mamă mie. În general la Londra era mereu nouărat, mereu ploios, mereu. Stau și mă gândesc că dacă ar fi fost să fie în România și să fi plouat așa 2 săptămâni, ar fi fost o iarnă de aia, ar fi nins, cum plouă acum, de 2 săptămâni, ar fi fost o iarnă de aia, anii 70. Da, ia auziți. Bă, da, pe bune, stă 5 minute, iară dă. Stă 5 minute, iară toarnă. Stă 5 minute, îi dă cu găleata. Mamă, cavaș, ce ai, frate? Nici cucul nu-l scot afară că mi-l ude. Da. În restul, se stă bine. Liniște. Stăteam chiar dimineață când m-am trezit. M-a trezit gheața, că ploua cu gheață și m-am trezit. Stăteam și mă gândeam. Când stăteam în chirie la Castelnuovo di Porto, undeva în Roma Nord, acolo... Prima de a mă muta în partea sănătă, la Paso Cureze, aveam niște italieni deasupra și aveau copii mici. Copiii toată ziua fugeau și se jucau prin casă și s-auzea la mine
tu, bum, 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 bum. Deci cum fugeau copiii, cum alergau prin casă. Seara, vineau de la pizzerie, la ora 11, când închideau, și venind la ora aia, s-apucau să facă duș, s-apucau să tragă paturi, ce mai aveau de făcut. Dai seama, la 11:30, la 12 noaptea, eu m-am dus odată și am zis, măi, mă scuzați, m-am pus și eu să mă odinesc. Într-o seară mă simțeam cam roșu și, da, dar noi toată ziua nu suntem acasă, puteți să urlați, faceți tot ce vreți. Noi venim din pizzerie, facem și noi în duș, acum și ne băgăm și noi la somn. Și le-am dat dreptate, pentru că, i-au zis, mamă, ce doamne, la fine între vecini este înțelegerea. Na, dacă el la ora aia vine la pizzerie, normal, trebuie să facă om un duș și i-am dat perfectă dreptate. Da, cam asta este ziua de astăzi, 5 ianuarie 2021, la Roma. Plouă. O să deschid ușa să vedeți și voi. Da, ia să vedem chiar. Stai așa, mai beau o gură de cafea. Da, după cum vedeți, plouă. Uite așa, așa o ține toată ziua. Plouă, plouă, plouă. Mama mia. Ok, sper să mă auziți. Eu o să-mi termin de băut cafeluța. Așa, bravo, Titel. Băui cafea, Titel, băui și laptele, și laptele. Și la muncă, păi am băut lapte și cafea. Perfect. Ok. Să ne apucăm astăzi să edităm câteva fotografii. Da. Ne uităm la vlogul de ieri. Sau o săptămână într-o rulotă. Săptămâna asta voi face daily vlog. În fiecare zi voi face de luni până duminică câte un vlog. Asta e vlogul de ieri. 27 de vizualizări și 6 like-uri. Da, mulțumesc la toți care au avut plăcerea să dea câte un like. Perfect. Acum să vedem dacă a comentat cineva. Ok. Da. Bă, înțeleg că nu-s femeie, pentru că dacă eram femeie se mai abonau câțiva la canalul meu de YouTube, dar nefiind femeie nu s-a mai înscris. Analiză de 1135 de vizualizări în 48 de ore. Am mai încărcat aseară un video cu rulota, în are 16. La mulți ani are 34, 70, 337. Da, pare că ăsta cu conversia să prinde puțin așa. Din trend. Bă, plouă. Ce să vă povestesc? Stăm la povești. Cred că o să fac un live pe YouTube. Da, cu siguranță. Asta voi face. Plouă, plouă, plouă. Plouă, 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 babele se ouă. Perfect. Ok, mă uit dacă se vede, este bine. Ok. Da, în restul, Facebook-ceala.
Și tot așa. La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Cea mai sigură rulotă. Da? Cu siguranță. Filme. Da. Cam asta e situația. Ia să vedem pe ăla la canal al meu de pizza. Ce s-a mai întâmplat aici? Pizza, pizza! Cuconița! Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Pizza Campione. Sunt Petru Rusache. Fac pizza la Roma din 2005. Am lucrat în mai multe pizzerii. Fac peste 100 de gusturi de pizza. Am învățat foarte multe persoane să facă pizza. Am fost chiar și la Palma de Mallorca și acolo am învățat pe cineva să facă pizza. Cu siguranță, dacă te uiți la acest video, îți place ție pizza. În bucătărie este mereu de învățat. Poți să experimentezi mereu noi rețete. Da, corect. Când pui pasiune în tot ceea ce faci, îți va părea că totul este mai ușor și... Da, voi face și aici un video. Dar tot așa, trebuie să vorbesc și plouă. Și nu pot. Aici când fac daily vlog se poate, dar în momentul când fac un video pentru pizza, trebuie să fie liniște. Și nu pot. Da. Deci dacă sunteți într-o rulotă și plouă și vreți să faceți un video, se aude cum plouă. Corect? Da. Asta e viața. Pentru că, după cum auziți și voi, se aude chiar destul de bine. Să vedem pe pagina de Facebook ce mai este. Colana de Picul Natale, da? Evenimentul cu plată. Ăștia încă mai îmi trimit notiții pentru să câștig, da, cred că e Crăciunul la moldoveni, de asta. Ok. Tadadam, 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 tadadam. Hop. Românii din Roma și Lazio. Da. Românii. Am distribuit și eu pe câteva grupuri acest video ce l-am încărcat. Da, după cum vedeți, vlogul de astăzi va fi un vlog foarte scurt, pentru că nu are rost să filmez din nou cum îmi fac cafeaua, nu are rost să filmez din nou pe afară, bineînțeles pe afară nu pot, pentru că plouă și chiar nu-și are sens. Sperăm ca mâine să fie o vreme frumoasă și să pot face un daily vlog frumos. Să pot să ies afară, să mă joc cu cățelul, poate să scot BMW-ul de acolo, este împotmolit. Bun, dragi prieteni, cam aici voi încheia vlogul de astăzi, pentru că plouă și cu siguranță nu m-a auzit nici bine. Nu știu că se va termina ploaia asta. Diseară, dacă nu plouă, voi face un live pe YouTube. Ce pot să spun? Dă și tu un like, cum în două mâini. Și ne vedem la următorul daily vlog. Sperăm că mâine să fie o vreme frumoasă și să pot filma ceva interesant. Contează fiecare like de la voi și contează fiecare comentariu. Așa că vă aștept să dați un like și să faceți un comentariu. Vă pup pe toți și vă iubesc cum pe mei bombonei. Pe plus, nebunul pe roți. Da, da, da!